Polițiștii giurgiuveni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute acțiuni pe raza județului în scopul impunerii respectării legislației în rândul conducătorilor de vehicule destinate transportului public de persoane. Oamenii legii au verificat legalitatea tipului de transport sub aspectul autorizării, deținerea documentelor necesare atât de operator cât și de conducătorul auto, respectarea graficului traseului și a graficului de circulație, respectarea capacității de transport, a perioadelor de conducere și de odihnă, precum și a existenței metrologice a aparatului tahograf. Principalele cauze ale accidentelor rutiere la serviciul rutier în această perioadă au fost viteza de deplasare și viteza neadaptată, traversarea neregulamentară, neacordarea priorității vehiculelor, dar și nepăstrarea distanței între vehicule. Ce am constatat cu ocazia acestor acțiuni, că foarte multe vehicule care sunt implicate în evenimente rutiere sunt destinate transportului de persoane, iar în ultima perioadă, așa cum spuneam, acțiunile noastre au fost canalizate și pe această categorie de vehicule. Dacă spun numărul de sancțiuni contravenționale, deci avem un număr de 15 sancțiuni contravenționale, avem 4 certificate de matriculare reținute și 2 seturi de plăcuțe cu numărul de matriculare reținute. Pentru că ziua de vineri a fost rezervată acțiunilor privind combaterea cauzelor generatoare de accidente, polițiștii de la rutier au continuat verificările în trafic pentru depistarea celor care nu acordă prioritate la trecerile de pietoni, cei care nu acordă prioritate în trafic, dar și cei care depășesc viteza legală. A doua etapă care s-a desfășurat vineri a fost cea pe cauze generatoare de evenimente rutiere și s-a mers pe 3 cauze, și anume viteză, depășire neregulamentară și neacordarea priorității. Vreau să vă spun că numai în ziua de vineri au fost reținute 11 permise de conducere celor care au depășit viteza legală cu peste 50 de km la oră. Vreau să vă spun, dacă pe DN5 viteza legală în afara localității este de 90 de km la oră, noi am avut conducători auto care au depășit viteza cu peste 50, deci au avut peste 140-150 de km la oră sau 110-101 în localități. Au fost, așa cum v-am spus, un număr de 11 permise de conducere. În ceea ce privește activitatea pe cauză depășire regulamentară, care s-a desfășurat pe drumul național 6 și care drumul național 6 concentrează la sfârșit de săptămână un număr destul de mare de participanți la trafic, fiind drumul care leagă Bucureștiul cu sudul țării, am constatat un număr de 9 încălcări ale regulilor de circulație și mă refer aici la 9 situații s-a dispus reținerea permisului de conducere pentru depășire în zone unde este interzisă prin indicator sau încălcarea marcajului longitudinal. Acțiunile polițiștilor de la rutieră privind combaterea cauzelor generatoare de accidente vor continua și în această săptămână. Viteza, depășirile neregulamentare, dar și acordarea de prioritate reprezintă principalele teme ale acțiunilor care se vor desfășura. Tot în această săptămână vizați vor fi și șoferii care vorbesc la telefonul mobil în timpul șofatului, dar și cei care nu poartă centura de siguranță.